Digital marketing este un mod incredibil de eficient pentru a construi un business și a obține profit. Totuși, dacă ești începător în digital marketing, s-ar putea să te simți copleșit de multitudinea de canale de marketing, tactici și strategii existente. Așa că, ceea ce intenționez să fac în acest video este să clarific lucrurile pentru toți și să fac o prezentare generală pentru a-ți oferi o perspectivă cât mai completă. Primul lucru pe care trebuie să-l știi despre digital marketing. Este faptul că el se prezintă drept un proces. Primul pas al căruia este definirea publicului țintă. Canalele de marketing, cum ar fi YouTube sau Facebook, sunt atât de mari și aglomerate, încât trebuie să știi foarte clar la cine vrei să ajungi. Și aici nu mă refer doar la vârstă, gen și poate locul de trai, dar și la problemele pe care le au oamenii respectivi. Cum ar putea soluția oferită de tine să fie mai bună sau diferită față de ce, pe care o oferă competitorii. Care este schimbarea pe care o poate aduce soluția ta în viețile lor? Tu ar trebui să fii capabil să construiești o imagine destul de clară pentru ei despre asta. Și asta este un lucru foarte important a fi clarificat încă de la început pentru că asta o să folosești în continuare la crearea mesajelor, postărilor și videoclipurilor de promovare pentru a le capta atenția. Așadar, definirea publicului țintă este primul pas pe care trebuie să-l faci și trebuie exercițiu, înainte de a începe activitatea cu diferite canale de marketing. Următorul pas în proces este să atrage cel public țintă cu content gratuit și reclame, iar asta ar trebui să se întâmple pe platformele cel mai des folosite de ei. Iar astea ar putea fi motoare de căutare precum Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn sau orice altceva. Iar dacă vorbim despre cum îi atragi cu content gratuit, păi există trei tipuri de content pe care poți să le faci. Primul ar fi content educativ, articole despre cum să faci ceva pe care să le poți posta și eventual să apară pe Google. Asta ar putea fi videoclipuri în stil educațional. Să luăm, uh, spre exemplu, un magazin online care vinde extensii de păr pentru femei. Uh, ei creează videoclipuri de genul cum să împletești o cosiță, iar toți cei caută așa videoclip, dau de videoclipul lor pe internet și ar putea ulterior să cumpere produsul lor, extensiile pentru păr. Cel de-al doilea tip de content gratuit pe care îl poți face este mai degrabă material de brand storytelling, adică prezentarea propriului brand, care poate include recenziile clienților mulțumiți sau ceva de acest tip. În sfârșit, ultima categorie de content pe care o poți face ca să atrage audiența este cel de divertisment, Asta poți vedea cel mai des pe YouTube. Lumea atrage audiența cu ajutorul videoclipurilor cu scop de divertisment, iar apoi le fac referință la magazinele lor de marfă. Același lucru se întâmplă și pe Instagram, unde influencerii adună mii de urmăritori creând content distractiv, iar apoi vând produsele afiliate sau își promovează propriul produs. Acum, pe lângă contentul gratuit, poți să-ți atragi audiența și cu ajutorul reclamelor toate aceste canale despre care am vorbit anterior au platforme de reclame încorporate. Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Twitter Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, etc. etc. Acum că ți-ai atras publicul țintă, următorul pas este să faci vânzări propriu-zise. Pentru care ai vrea să-ți atragi audiența din acele platforme spre website-ul tău sau spre magazinul tău offline. Multe afaceri au și un pas intermediar între acestea două, care ar putea fi o listă de e uri pentru ca clientul să poată prinde la încredere înainte să cumpere. Sau poate nu ai încă un produs pe care să-l vinzi și atunci vrei doar să-ți construiești o comunitate care să aibă încredere în tine. Ai mai putea folosi și tehnica de retargeting. Adică să le faci referință clienților de pe site-ul tău web la canalul tău de YouTube sau orice altceva. Iar de acolo să le faci referință înapoi la magazin. Acum, Pasul final în proces este să măsori și să optimizezi, ceea ce poți face gratuit cu ajutorul Google Analytics. Acest ultim pas servește drept îmbunătățirea constantă a procesului întreg. Așa că dacă știi că o mulțime de oameni vin pe site-ul tău de pe YouTube și cumpără, păi poți vedea asta în Google Analytics și apoi să mărești cantitatea de content gratuit și reclame pe care le postezi pe acel canal, ca să creezi și mai multe vânzări este esențial să măsori tot ceea ce faci, pentru că asta este unica metodă de a ști ce funcționează și ce nu. Sper că a fost folositor acest scurt video în care am descoperit împreună digital marketingul și am clarificat unele lucruri pentru tine, dacă ești începător. O să mai trecem încă o dată peste toți acești pași mai în detaliu în cadrul cursului, dar vreau să ții minte că dacă începi să te simți copleșit sau confuz în timpul cursului, te poți oricând întoarce la perspectiva mai generală a lucrurilor pe care ți-am oferit-o aici. De fapt, dacă privit asta de sus, este destul de ușor de înțeles ceea ce încercăm noi să facem aici.